seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii De Vorbă cu Iosub Robert. În această seară avem un invitat, spun eu, cu totul și cu totul special, domnul Andrei Roibu, actual și încă elev la liceul Petru Rareș. Bună seara! Bună seara noastră și invitaților noastre! Este foarte important să spunem motivul pentru care sunteți în această seară aici. Domnul Roibu este olimpic la fizică, a reprezentat Neamțul la Olimpiada Națională de Fizică în 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, deci așa de multă fizică. Cum să vă zic, în familia mea suntem la a doua generație de ingineri cu mama mea, eu voi fi a treia generație de ingineri și întotdeauna am avut o pasiune față de tot ce înseamnă tehnică, lucru practic în natură, aparatură și așa mai departe. Și pot să zic că asta a fost lucrul care m-a împins spre fizică. Interesant la fizică este un lucru. Pentru a putea face fizică, ai nevoie cam de trei componente. Aparat matematic, o dată. După aia, capacitatea de a vedea un fenomen chiar înainte ca să se producă. Și apoi, abilități practice. Și în funcție de ce ai din abilitățile astea, cele trei, după aia te vei canaliza într-un domeniu a fizicii, să spun așa. Eu am fost atras de partea practică a fizicii și de asta m-am ținut așa de tare de ea până acum. Ce viitor vedeți dumneavoastră ca tânăr în județul Neamț? Un tânăr care știe foarte multă fizică în județul Neamț, cu sinceritate. Vedeți, vă vedeți în județul Neamț? Să spunem că pe un termen mediu, în județul Neamț nu, dar în România, fizica începe să se dezvolte, ca și în restul Europei. Educația fizică, poate. Nu, chiar educația fizică în sens științific. Dar chiar, cum să vă zic, în orice punct în lumea asta, dacă există voință și oameni care să se implice, se poate face cercetare sau se poate studia fizică. Neamțul deja are o școală foarte puternică în ceea ce înseamnă fizica, în liceele sale de top, atât din Piatra cât și din Roman. Dar pentru ca să dezvolte o școală puternică de fizică, trebuie și un interes din partea oamenilor. Și aici intervine practic educația aceea care nu se face în școală, aici intervine pasiunea proprie. Pasiunea proprie este una, problema este că trebuie să fim sinceri, cei care ne conduc, e foarte complicat să înțeleagă ei treaba cu cercetarea în fizică. Este probabil de la generație la generație ne degradăm și noi ca oameni, ne degradăm și noi ca opțiune de vot și ajungem la un moment în care ne plafonăm, poate contează mai puțin fizica. Totuși, nu mi-ați spus cum de nu v-ați lăsat în acești ani. Sunteți tânăr, tentațiile sunt foarte mari să mergeți să vă ocupați timpul cu totul și totul cu altceva decât cu studiul fizicii. Da, și să nu credeți că, să spun așa, n-am alte pasiuni în afara celor școlare, ca să zic așa. Cum de nu m-am lăsat, aici este trăsătura de mea de caracter, sunt un om foarte încăpățânat. Dar pe lângă asta, este un domeniu care îmi place, este un domeniu care mă intrigă în fiecare zi. Bun, acum nu o să fiu ca personaj în desene animate, ultracunoscutul Dexter, care se uita la o floare și imagina, domnule, cum are loc fotosinteza în floarea aia. Eu sunt genul de persoană care, dacă trebuie să-mi imaginez fotosinteza, mi-o imaginez, sau dacă nu, stau și spun, ah, ce floare frumoasă. Până la urmă, este o artă și aici, arta de a îmbina știința cu pasiunea. Și ca în orice domeniu, trebuie o leacă de pasiune ca să te descurci în fizică. Da, din păcate am ajuns la nivelul în care, în momentul în care ne uităm la floare, dacă ne uităm prea mult, vine guvernul și ne impozitează clorofila. Sigur. Vedeți? Sigur se ajunge la la un paradox. Ați adus vorba despre guvernanți. Singurul lucru pe care orice partid aflat la guvernare ar trebui să-l înțeleagă este următorul. În fizică se fac bani. Se fac bani și se rulează bani, și se rulează enorm, bani de enorm de mulți. Da. Da. Ce se întâmplă acum la Măgurele deja a pus România oarecum pe harta internațională a fizicii și nu este, numai. Este bine pentru cei care se uită să știe, la Măgurele acum se construiește un laser cu totul și cu totul deosebit, care sperăm să aibă și un efect în partea de cercetare, să atragă oamenii spre partea de cercetare. La asta vă referiți, la laserul de la Măgurele. Exact. Da. Și cercetarea aici înseamnă, în primul rând, domeniul militar,
pentru că, în primul rând, aici se duc orice noi descoperim în fizică, trebuie să fim serioși în partea asta, și apoi în domenii cum ar fi domeniul medical și așa mai departe, domenii civile. Deja la Măgurele există un interes sporit din partea Israelului pentru cercetarea care se face acolo. Uniunea Europeană va contribui mult. Din Brazilia există oameni care s-au manifestat să vină să investească în Măgurele pentru diferite experimente. Și din cercetarea asta care se face, atât statul cât și societatea, în general, își vor trage avantaje. Nemai spunând de efectele pe care le va avea pentru zona Măgurele. Pentru că prezența pe o hartă internațională a fizicii va atrage acolo fonduri, va atrage investiții, va atrage capital. Credeți că românii sunt pregătiți pentru așa ceva? Vedem că pe plan internațional se discută foarte mult de experimente pe linie de fizică. Aceste discuții sunt, cel puțin pe raza județului Neamț, sunt estompate de culiță, manele, orice altceva, dar nu probleme care într-adevăr preocupă omenirea la un nivel destul de serios. Păi, cum să vă zic, aici trebuie practic promovat, dar în spatele promovării trebuie mai întâi să se întâmple ceva. În momentul când s-a aprobat investiția pentru Măgurele, deja foarte multe televiziuni centrale au spus în două știri, în 30 de secunde știrea, exact, au zis de Măgurele. Niște oameni au pus într-o integramă cuvântul Măgurele la secțiunea fizică. Lumea a aflat de el. Să nu credeți dumneavoastră că, de exemplu, în țări precum ar fi Franța, lumea este foarte interesată de... Oricum, mediatizarea este fantastică. Mediatizarea este, da, este fantastică. Dar în preocupările cotidiene oamenilor nu se regăsesc neapărat subiecte de interes științific. Da, dar în momentul în care apare o descoperire, să spunem, nu știu, la Geneva, să spunem, s-a găsit bosonul Higgs, în momentul ăla oamenii deja vorbesc, măcar din curiozitatea, dă-ne ce la bosonul Higgs? De unde vine ăla? Ce treabă are el cu noi? Cu ce ne poate ajuta? România are o prezență foarte puternică în sfera de cercetare prin oamenii ei și prin contribuția de până acum. Și în special prin oamenii ei care au plecat din ea. Până la urmă, știți dumneavoastră, nu contează unde te duci atâta timp cât în momentul când se pune întrebarea de unde vii, spui că ești român. Până la urmă, patriotismul stă în ceea ce faci și în modul în care te recunoști ca aparținând României. Nu în a sta într-o țară în momentul când știi că nu, când ai un viitor în ea. Practic viitorul ți-l construiești tu și eu cred că prin oamenii care pleacă afară se construiește și viitorul țării. Mai mult, eu am o pasiune și în sfera istoriei, dacă ne uităm la generațiile pașoptiste, generațiile care au făcut acea revoluție industrială în România, care au adus perioada de înflorire interbelică, au fost în marea majoritate oameni școliți în vest, la Berlin, la Paris. Și erau alt nivel, oricum, față de ce este acum. Bineînțeles. Să știți că în această seară nu l-am invitat pe domnul Roibu doar ca să povestim despre situația elevului olimpic, ci vom încerca să facem în așa fel încât să rămâneți și cu ceva în urma acestei emisiuni. Am să rog colegii să pregătească filmul. Vom discuta în continuare de o chestie tehnic numită fizică cuantică, dar o chestie care trebuie să o știe fiecare om, măcar la nivelul de cultură generală, și aici mă refer la diferența dintre fisiunea nucleară și fuziunea nucleară. Sună foarte pompos așa pentru foarte mulți care nu știu despre ce este vorba, dar vom observa că de aceste lucruri depinde, cum a spus dumneavoastră, istoria. A depins istoria omenirii și va depinde în continuare. Prima dată o să rulăm filmul în care este prezentat cel mai mare proiect al omenirii din toate timpurile, proiectul ITER, care este acum cel puțin pe buzele la toți guvernanții lumii, pentru că sunt alocate sume fantastice de bani, de ordinul miliardelor de euro. Am să vă rog să dați drumul la film și după aceea îl discutăm.
7 puteri mondiale: Uniunea Europeană, China, India, Japonia, Corea de Sud, Rusia și Statele Unite ale Americii au demarat un foarte ambițios și neobișnuit proiect comun în care știința își pune mari speranțe că va asigura viitorul energetic al omenirii, primul reactor cu fuziune auto-întreținută. Acest soare artificial, care va fi de 10 ori mai fierbinte decât cel care ne-a dat viață, poartă numele oficial ITER, acronimul englezesc al reactorului experimental termonuclear internațional. Proiectul ITER își propune realizarea fuziunii termonucleare controlate, adică reproducerea controlată a procesului care are loc în miezul soarelui, prin care doi izotopi ai hidrogenului, un atom de deuteriu și unul de tritiu, se unesc pentru a forma heliu. Prin această fuziune se degajă o mare cantitate de energie și se elimină deșeuri radioactive cu o durată de viață mult mai mică decât cele rezultate din actualele centrale nucleare electrice, care funcționează pe baza fisiunii nucleare. Cu un buget de 10 miliarde de euro pentru 30 de ani, programul ITER este cel mai costisitor proiect științific internațional după Stația Spațială Internațională ISS. Fuziunea este procesul care alimentează cu energie soarele și alte stele. Nucleele atomilor cu masă mică fuzionează și eliberează energie. În centrul soarelui, presiunea gravitațională imensă permite desfășurarea acestui proces la temperaturi în jurul a 10 milioane de grade Celsius. Gazul încălzit la aceste temperaturi devine o plasmă, unde electronii sunt complet separați de nucleele atomice, ioni. Plasma este a patra stare de agregare a materiei cu proprietățile ei specifice. Studiul acestor proprietăți este scopul cercetării în domeniul fizicii plasmei. Deși starea de plasmă este stare rar întâlnită pe Pământ, mai mult de 99% din materia Universului se află sub formă de plasmă. La o presiune mult mai mică, de 10 miliarde de ori mai mică decât în Soare, care se poate realiza pe Pământ, ar fi necesare temperaturi de 100 de milioane de grade Celsius pentru a obține energie pe baza reacțiilor de fuziune termonucleară. Pentru a atinge aceste temperaturi, este necesară încălzirea puternică a plasmei și minimalizarea pierderilor prin ținerea plasmei fierbinți departe de pereții incintei ce o conține. Acest lucru se poate realiza prin plasarea plasmei într-o cușcă toroidală generată de câmpuri magnetice puternice, care previne evadarea particulelor încărcate electric din plasmă. Aceasta este cea mai avansată tehnologie și formează baza programului de fuziune european. Un reactor de fuziune termonucleară este ca un arzător de gaz în care combustibilul injectat în sistem este ars. Dacă la un moment dat există foarte puțin combustibil în camera de reacție, așa încât furnizarea combustibilului ar fi întreruptă, reacțiile de fuziune ar mai dura doar câteva secunde. Orice funcționare defectuoasă a dispozitivului ar cauza răcirea plasmei și oprirea reacțiilor de fuziune, ceea ce ar reduce aproape la zero posibilitatea producerii unor accidente. Economia Uniunii Europene depinde de asigurarea unei surse de energie sigure și inepuizabile. Astăzi, această cerere este satisfăcută în principal de combustibilii fosili, petrol, cărbuni și gaze naturale, care reprezintă 80% din consumul total de energie. Aproape 67% din combustibilii fosili utilizați sunt importanți. În prezent, combustibilii fosili importanți furnizează aproximativ 50% din necesarul de energie al Uniunii Europene și se prevede că până în 2030 acesta va crește la 70%, în special din petrol. Dacă oamenii de știință vor reuși să realizeze acest reactor experimental de fuziune nucleară, ar putea rezolva problemele de energie ale lumii pentru următorii 1000 de ani sau chiar mai mult, a afirmat Ian Fels, expert în conversiunea energiei la Royal Academy of Engineering din Marea Britanie. El a comparat acest eveniment cu primii pași ai omului pe lună, estimând șansele de reușită ale proiectului la 50%. Datorită cooperării științifice internaționale vom face istorie, declara Janez Potocnik, fostul comisar al Uniunii Europene pentru Știință și Cercetare. Fuziunea nucleară ar putea contribui la producția pe scară largă, pe cale nepoluantă, a energiei electrice, cel mai târziu în a doua jumătate a acestui secol.
Progresele făcute în cercetarea fuziunii nucleare justifică alocarea unor uriașe resurse financiare și umane, justifică speranțele pentru îndeplinirea obiectivului, respectiv sursa curată și inepuizabilă de energie, un soare artificial pe pământ. Când reactoarele de fuziune vor funcționa, fiecare dintre noi va putea consuma energie electrică nelimitat cu un abonament de $1 pe lună. Toate prețurile produselor vor scădea cu cel puțin 50%, mașinile vor fi alimentate și ele cu energie electrică, ceea ce înseamnă costuri de transport reduse cu 90% și de aici vom putea vorbi cu adevărat de trecerea omenirii la o nouă etapă care va schimba radical totul. Închipuiți-vă ziua în care vom avea resurse energetice nelimitate la prețuri derizorii. După cum ați observat, filmul este al unui portal de fizică, un portal care se ocupă în special de fizică cuantică și pe care personal îl administrez atunci când nu mă ocup de bălării politice și de alte lucruri care ocupă inutil timpul, dar asta se cere, asta facem. Și se referă la cel mai mare proiect al omenirii din toate timpurile, despre care la noi nu se prea vorbește pentru că suntem ocupați cu cei 11 copii ai lui Guță, cu ce mai face Ponta, ce bilețele mai scrie nu știu cine, sau desigur cu vedetele care apar în prime time la televizor. Pentru a înțelege care este diferența între modul în care se produce acum energia atomică în centralele atomice și ce vor să facă cei care se ocupă de programul ITER, am să rog pe domnul Roibu să ne explice care este diferența între fisiune și fuziune. Practic, ideea este următoarea. Să ne uităm puțin la cuvânt dintr-un punct de vedere lingvistic. Fuziune, adică înseamnă practic unire. În cazul ăsta, iau doi atomi din două substanțe. O să elaborez puțin mai târziu ce substanțe sunt aia, dar prezentați. Să încercăm să fim cât mai pe înțelesul tuturor. Cât mai pe înțelesul tuturor, ok. Practic, iau doi atomi și unesc. În momentul în care am unit cei doi atomi, se degajă energie din cauza izbiturii, ciocniturii dintre cei doi. Asta este noua tehnologie care se experimentează acum în Franța și în câteva alte locuri pe pământ, dar în Franța este principalul centru de cercetare. Fusiunea, care este folosită de multe zeci de ani încoace, practic, se referă la ruperea unui atom și în momentul ruperii atomului respectiv, din acest atom se degajă iarăși energie stocată în acel atom. Practic, în cazul fusiunii, obținem ceea ce vedem și în filmele de acțiune. Obținem o ciupercă în momentul când facem o bombă din el sau obținem o centrală nucleară, cum avem la Cernavodă, cum sunt în foarte multe lucruri din lumea asta, să fim serioși, și care a devenit o tehnologie deja foarte prezentă, dar în același timp o tehnologie foarte riscantă. Avem experimentul Cernobâl, avem experimentul Fukushima. Avem țări deja în lume care își urmează și închide toate centralele nucleare din cauza pericolului. Vedeți Germania, de exemplu. Și care nu mai știu cum să scape de deșeuri. Exact. Deci vedem, plus că mai este o problemă, în cazul fusiunii nucleare, în cazul ruperii acestor atomi. Ruperea lor, după aia, produce ceea ce se cheamă o reacție în lanț. Adică, doi atomi se rup și după aia se ciocnesc cu alți atomi, producând ruperea lor și tot așa. În cazul ăsta, fenomenul este, este aproape incontrolabil. De aceea, în centralele nucleare, cum avem și noi la Cernavodă, reactorul este băgat în apă. Deci este scufundat în apă, pentru că moleculele de apă, practic, încetinez viteza la care se produc ruperile astea. Aici vine fuziunea nucleară. Fuziunea nucleară are o listă lungă de avantaje. Începem cu avantajul faptului că, așa cum spunea și documentarul, este foarte ușor controlabilă. Imaginați-vă că pentru a uni două substanțe nu necesit condiții speciale, în sensul că nu trebuie să le controlezi viteza la care le unesc. Asta o fac doar prin controlarea temperaturii. Spuneați dumneavoastră în documentar că pentru a produce fenomenul ăsta de fuziune nucleară e nevoie de temperaturi de 10 ori mai mari decât în interiorul Soarelui. O să încep de aici o leacă prezentarea. Practic,
interiorul soarelui ce se întâmplă? Din cauza presiunii și a temperaturii se produce fuziunea asta nucleară de milioane de ani, prin care se degajă energie și radiație. Energie care mai târziu ajunge și la noi și ne ajută ca să mergem la Mamaia să ne brânzăm. După ce oamenii de știință au realizat lucrul ăsta, că interiorul soarelui, elemente cum ar fi hidrogenul și heliu, ajută la producerea energiei, au zis, ok, bun, hai să încercăm să reproducem. Numai că s-au izbit de o mică mare problemă, care se cheamă faptul că Pământul este mult mai mic decât Soarele, mult mai mic. Și nu se pot recrea condițiile de presiune din interiorul Soarelui. Moment în care au zis, bun, nu avem presiune, unde compensăm? Compensăm la temperatură. Pentru a realiza fuziunea asta nucleară, este nevoie să se aducă la temperaturi de lucru de 100 de milioane de grade Celsius. Adică foarte cald, ca să zic așa. Există și alte tehnologii în care se realizeze fuziunea asta. Există tehnologia prin concentrare, unde este vorba de concentrarea unor particule de laser. Se va încerca și la îmbogurile treaba asta, căci concentrarea într-un singur punct a mai multor fascicule de laser, sperându-se că într-un punct foarte, foarte mic de ordinul microscopic se poate realiza fuziunea asta, dar la o intensitate mult mai mare. Mai există o tehnologie patentată de japonezi, care se cheamă fuziunea la rece. Practic, în momentul ăsta se ia o instalație electrică, practic niște, zic eu, un cilindru electric care se scufundă în apă, în apă bogat, apă grea. Practic asta este o substanță în care nu avem hidrogenul normal, care l-avem. Vorbeam înainte de pauza publicitară despre importanța acestui proiect ITER, de care nu auzim absolut nimic în România, deși este cel mai mare proiect al omenirii. Probabil suntem mult prea ocupați cu treburile zilnice, ca să nu le spunem altfel. Cum credeți că va arăta omenirea dacă va reuși acest proiect? În câteva cuvinte, așa, cum o vedeți? În câteva cuvinte. În primul rând, cu mai mulți bani în buzunar. Pentru că asta ne preocupă pe toți. Să avem niște bănuți puși îndeparte în buzunar. Avem exemplu cel mai bun, Germania, la ora actuală, care investește masiv în ceea ce înseamnă tehnologii verzi. Și facturile germanilor scad. Oamenii sunt mai bucuroși pentru că se pot duce la un film cu banii care economisesc la factură. Și Germania intenționează să meargă pe calea asta, odată, pentru a scădea prețul consumului intern, dar și pentru a-și asigura o oarecare independență energetică față de oamenii mari și răi de la estul nostru, de ruși. Deci cu așa ceva nu ar mai fi nicio problemă la nimeni de independență energetică. Corect. Nici gaze, nici petrol, nici absolut nimic. Corect, s-ar scăpa de tehnologiile astea și de combustibile ăștia care ne-au marcat practic existența în ultimele două secole. Câți ani ne-ar lua după ce am pune în funcțiune această tehnologie ca să o folosim în scopuri negative? Că noi așa suntem noi, oamenii. O estimare circa și ceva așa pentru obținerea unui reactor viabil este 2040, la ce se face la ITER acum. Ei, așa s-a estimat și apariția telefonului. La început a fost telegraful, după aceea ușor, corect, ușor. Ne amintim foarte bine că nu de mult, acum 20 de ani, erau niște doamne centraliste care scoteau niște mufe, băgau niște mufe. După aceea ne amintim cât de scump era să vorbești oriunde, în țară sau în lume, și iată că acum avem nelimitat. Da. Deci probabil același curs va urma și ITER-ul. Imediat după ce se face orice descoperire în orice domeniu, fie că e fizică, chimie sau matematică, trece foarte puțin timp până inginerii și oamenii, antreprenorii în general, inginerii și antreprenorii, obțin sau se gândesc la tot soiul de metode prin care să profite de acea tehnologie.
Cum ați spus și dumneavoastră, telefonul de la Nokia pe care l-aveam în 2000, care aveam Snake X pe el, am ajuns astăzi să avem telefoane moderne pe care jucăm Temple Run, să spunem. Să ne uităm că nu avem sisteme de operare acum ceva ani de zile Corect. În urmă. Și... Adică tehnologia ține pasul foarte de aproape cu descoperirile noi din tehnică și din știință. Pentru că, așa cum am spus, acum câțiva ani pe mine cineva, ca o paranteză acum, cineva mi-a spus, domnule, ca să înțelegi orice fenomen politic, follow the money, urmează banii. Gândește pragmatic, din orice descoperire științifică din care se pot face bani, care poate aduce plus valoare într-un sistem capitalist, se poate obține o tehnologie. Dacă se obține o tehnologie, după aia reacția este în lanț, ca la fisiunea nucleară. Așa se întâmplă la noi cu Parandarătul, cu toate, a devenit și din lipsa apei grele, au trecut pe țuică și nu se mai oprește reacția. Acum, sunt și foarte multe probleme de ordin politic și social la implementarea unei astfel de tehnologii. Și vă dau cel mai simplu exemplu. Dintr-un gram de material în care eu obțin plasma, scot aceeași energie pe care o scot din 11 tone de cărbune dintr-o centrală termică, termoelectrică. E, dacă gândim social fenomenul ăsta, ce avem noi? Vom da afară toți oamenii care... Vom da afară oamenii din industria termocentralilor, din termoelectrică aplicată pe România. Oamenii care se ocupă de distribuția cărbunelor, de producerea cărbunelui. Deci, de petrol, de... Poate oprim și barajul să treacă peștele. Exact. Dărâmăm barajul. Orice, toate sistemele astea care erau până acum vor fi oprite pentru că nu mai sunt viabile. Eu tare cred că când vom avea o asemenea tehnologie, oamenii se vor muta de acolo la construit blocuri, la construit străzi, având o resursă energetică nelimitată, ar fi pentru prima oară în omenire când s-ar întâmpla așa ceva. În istoria omenirii nu prea am avut niciodată o resursă nelimitată, tot a fost cu o limită. Corect, dar aici intervine practic intercooperarea asta între toate nivelurile profesionale umane. Plecăm cu fizicienii, chimiștii, inginerii care produc tehnologia, mergem la antreprenori care după aia o fac larg disponibilă și ajungem iarăși la clasa politică care trebuie să ia măsurile necesare pentru ca astfel tehnologia să devină viabilă. Vedem, de exemplu, iar un exemplu concret. În Anglia, în momentul când Margaret Thatcher a vrut să limiteze dependența Marii Britanii de cărbunele intern și a început să ia măsuri pentru dezvoltarea de noi tehnologii în afara celei de termocentrale, deja s-a izbit de mari probleme cu sindicatele din industria cărbunelor, din industria termocentralilor, termoelectrică. Adică, cine trebuie să aibă viziunea, să vadă într-o tehnologie potențial și să se adapteze din mers la noile tehnologii. Pentru că dacă ajungem într-o situație în care politicul nu mai ține pasul cu dezvoltarea tehnologică, e practic un sistem de tip Corea de Nord, în care încă se bea chermezol. O secundă, că totuși așa, și cum este în Corea, nu e foarte mare diferență între ele. Au și ele un proiect similar cu ITER-ul. Dezvoltă și ele un proiect similar. Acum eu am să vă spun sincer, nu știu câți politicieni care au dat din greșeală din telecomandă aici au înțeles ei foarte multe lucruri din ce înseamnă promovarea științei. Nu știu dacă nu cumva ne izbim de o plafonare a celor care i-am pus să ne conducă la un moment dat. Revenind la situația dumneavoastră, aveți foarte mulți colegi care sunt olimpici. Nu știu, eu personal nu le văd un viitor foarte mare, cu toate că dumneavoastră învățați într-o zi cât învățam eu într-o lună. Haideți să nu spun într-un trimestru. Dumneavoastră e posibil să aveți zile în care învățați cât a învățat un politician în 3 ani. Vedeți că nu prea este o promovare. Simțiți că vă ajută cineva? Simțiți că e cineva de partea dumneavoastră? Sau totul este pasiune? Aș spune că există și o anumită susținere, dar foarte, foarte, foarte scăzută, oarecum modică și, în general, nu din partea guvernanților. Eu, în ultimii 2 ani și ceva,
M-am ocupat de politică conservatoare. Am fost într-un partid mic românesc pe doctrină conservatoare, pe modelul britanic. Și acolo mi-am dat seama de o chestie. Nu trebuie să mă bazez eu pe stat, pe guvern, pe autoritatea centrală să vină să mă susțină. Eu ca lucrător în orice domeniu, mai special într-un domeniu care creează, într-un domeniu intelectual cum e știința, trebuie să găsesc o metodă prin care să atrag sectorul privat să mă susțină. Asta e totul, sună frumos în teorie. Mie îmi place foarte mult cum vorbiți, dar până la sectorul privat, vorbim de un elev olimpic, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, nu v-ar fi ajutat foarte mult ca guvernanții aceștia locali să se ocupe de pregătirea dumneavoastră, de găzduirea dumneavoastră când mergeți la olimpiade, de diurnă când mergeți la olimpiade, de, haideți să nu spun din primul an, poate în primul an ați fost olimpic din greșeală, dar când un om este olimpic 5 ani de zile la rând și statul nu vine să vă spună, uite, ai o bursă de 3 dolari să-ți iei o înghețată. Ar fi simțit, și aia ceva enorm. Simțiți lipsa acestei burse de 3 dolari să vă luați o înghețată? Aș fi ipocrit să spun că nu. Dumneavoastră, ei nu știu. Mulți dintre ei nu înțeleg ce înseamnă să iei o carte de specialitate. Cât costă acea carte de specialitate? Nu înțeleg cât ar costa să participați la un seminar de specialitate. Chiar și... Cât de mult vă lipsesc aceste lucruri? Dumneavoastră, mă refer aici la elevii olimpici. Destul de mult, să știți, pentru că, în general, la olimpiade, pe asta, nu știu, poate e observația mea personală și mi-o asum ca observație personală, în general, merg copii, adolescenți, oameni, din familii... În stărite. Din clasa medie. Uh-huh. Clasa medie și chiar mai puțin. Pentru că cei înstăriți se aduc în club, pentru că, na, e mai interesant. În general, la olimpiade merge din clasele mici și medii. De ce? Pentru că oamenii ăștia au o viziune, între care și eu, au o viziune că prin cultură, prin cunoaștere, te poți promova tu ca individ, te poți dezvolta tu ca individ și la un moment dat, în timp, poți ajunge să ai o situație, să-ți credești o situație din pasiunea asta a ta. Dar nu în neamț, probabil. În neamț e greu. Deci... Dar nu e imposibil. Am avea mult mai multă performanță și mult mai mulți olimpici dacă performanța aceasta care o faceți dumneavoastră ar fi nu premiată, ci măcar recunoscută și respectată? Indiscutabil că da. Indiscutabil. Pentru că, cum să vă zic, e o chestie de finețe psihologică aici. Unui om, chit că nu-i dai, să spunem, un diamant șlefuit, îi dai o strângere de mână, dai o bătaie pe umăr, dar omul ăla se simte apreciat. Acum, nu știu cum e în alte licee, în alte județe. Știu că în Piatra Neamț se apreciază, dar se poate și mai bine. Vi s-a întâmplat vreodată, în acești mulți ani în care ați reprezentat județul Neamț, la olimpiada de fizică, să vină măcar o dată la dumneavoastră, fără cadru festiv, vreun politician, vreun ales local, cineva din administrația locală, să vă spună bravo. Vi s-a întâmplat măcar o dată? Categoric nu. Categoric, doar o dată, primarul din Bicaz, imediat după campania electorală, bineînțeles, a făcut o festivitate de premiere a olimpicilor. Nu festivități. Cadru informal total? Nu. Nu. Cadru informal nu. Cu toate că... Să vă dea un telefon, nu să vină să vă aducă fără, un telefon, să vă spună, mulțumesc frumos, că reprezinți acest județ, mulțumesc frumos că... Ferească Dumnezeu. Nu. Nu ați pățit așa ceva. Nu. Și paradoxal, asta o chestie care m-a uimit pe mine. Am primit telefon din Anglia în momentul când partenerii mei politici de acolo au făcut niște săpături despre mine și au văzut că sunt olimpic. Slavă Domnului pentru Google Translate. M-au sunat de acolo și mi-au zis, wow, am auzit că ești olimpic la fizică. Super tare. Adică în afară de politică mai faci și altceva. Și am zis, da, asta e prima mea iubire. Politica e a doua. Poate e prea greu. Poate se sperie când aud politicienii noștri de fizică cuantică. Dar chiar dacă se sperie, dar poate să o premieze. Nu doar politicienii se sperie. Eu cunosc foarte mulți oameni care... Poate sună pompos pentru cei care se uită la această emisiune. Cuantic seamnă ceva foarte mic. Adică o fizică de care se ocupă de chestii mici, 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 mici. Corect. Și atât.
Și atât, mecanica cuantică la fel, se ocupă de chestii mici, mici, mici la nivel atomic. Asta tot nu e vreo, nu știu ce. Da, de exemplu... Din cauza acestei fizici cuantice și din cauza acestei fisiuni, am ajuns la bomba atomică. Din cauza asta s-a terminat un război, totuși. Da. Din cauza asta s-a terminat un război, din cauza asta intrat într-un război rece. Dar din cauza asta am căpătat energie destul de ieftină pe centrale. Din cauza asta am evoluat foarte mult. Corect. Și din cauza următoarei trepte, cea de fuziune, s-ar putea să avem o evoluție fantastică și să scăpăm de sărăcie în toată lumea. Sau, iarăși s-ar putea să avem, să ne trezim cu o nouă armă. Adică, omul este un animal atât de parșiv, ca să zic așa, încât va găsi și lucruri bune dintr-o invenție nouă și lucruri rele pe care să le facă. Absolut. 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 Dar potențialul tehnologiei este uimitor. Și mai ales pentru ceea ce înseamnă spațiul european. Europa, că ne place sau nu să o recunoaștem, depinde energetic de ruși. Petrolul și gazele din Marea Nordului se termină, importurile cresc, pe americani eu nu m-aș baza că o să ne livreze energie în tradiția prieteniei americano-europene. Pentru că și americanii sunt un popor foarte pragmatic. E și destul de costisitor să... Da, să tragi o țeavă pe sub Oceanul Atlantic. Da. Iar Europa are marele avantaj că este primul continent în ceea ce înseamnă cercetarea tehnologică. Mai mult, are aici CERN-ul, are ITER-ul, care pot produce tehnologii. Pot produce tehnologii pe care cercetătorii europeni, care în momentul de față lucrează atât în cadrul continentului european, dar și pe alte continente, pot să le fructifice. Și, sincer, iarăși politic vorbind, prefer eu ca Uniunea Europeană să-mi dezvolt tehnologia asta de independență energetică și să, ca după aia să pot folosi resurse financiare în alte domenii, în loc să plătesc rușilor, americanilor, arabilor și așa mai departe. Până la urmă, vedeți că în aceste proiecte participă toți. Da. Participă și chinezii, și rușii, păi și de asta, toată lumea. Se spionează reciproc. Adică și colaborează reciproc. Și colaborează, dar în același timp se și spionează. Adică povestea aceea cu spionajul economic, spionajul industrial, spionajul științific este 100% adevărată. Să știți că cel puțin după Revoluție încoace, politicienii români au rezolvat un lucru foarte important. Nu mai avem spionaje de acest gen. Pentru că nu mai ai cum să mai ai spionaj industrial, pentru că nu mai ai industrie. Nu mai ai cum să ai spionaj economic, nu mai ai economie. Nu mai au ce să spioneze. Și au rezolvat problema asta cu spionajul. Deci cei de la contraspionaj din România sunt foarte liniștiți. Cu toate astea, dacă ne uităm, rușii la Dubna au făcut în paralel și ei un accelerator de particule pe tipul celor de la CERN. Japonia are un proiect separat de fuziune nucleară. Cam toate marile puteri și-au dezvoltat tunuri de particule. Și toți. La fel și europenii participă cu oameni, mai modic, din punct de vedere financiar, dar participă cu oameni la proiectele sora, pentru că fiecare fură meserie, ca să zic așa. Practic, cooperarea se rezumă uneori și la a fura din ceea ce știe celălalt. Practic, așa s-a ajuns la un... Sunt și mentalități diferite, că știți, la un moment dat se chinuiau americanii să facă un pix care să scrie în spațiu și rușii le-au dat un creion. Au spus că uite cu creionul, ce exact. E cu pixul. E mult mai simplu. Adică, cred că de multe ori pacea între marile puteri ale lumii a fost salvată exact de spionajul ăsta științific. Care la urmă, să fim serioși, se transformă într-un brainstorming. Da, da. Și colaborează ei până la urmă pentru că țelul este același. O astfel de tehnologie ca cea care se pune acum în practică la ITER, repet, îmi pare foarte rău că noi suntem o țară în care nu discutăm aceste treburi foarte importante, dar este ceva care va schimba efectiv tot ce știm noi despre viață și despre omenire. Nu e hai că se joacă cineva de a... tonul de particule. Se discută, dar se discută în general în mediile științifice, mediile de cercetare. Eu mergând 5 ani de zile la olimpiade, am avut plăcerea și privilegiul să cunosc foarte multe minți mari în fizica românească și să am discuții cu acele persoane.
plecând de la acceleratorul de particule și terminând cu ce e mai bun, BMW sau Volkswagen. Adică oamenii BMW ăștia sunt... BMW ăla depinde de acceleratorul de particule. Corect. Depinde. Dar... Totul depinde. Poate nici acum nu se termină al doilea război mondial dacă nu rezolvai o treabă cu fisiunea. Și poate că în ziua de astăzi am fi avut un nou Hitler, numai care ar fi dictat din Washington dacă rușii n-ar fi căpătat și ei bomba. Corect. Corect. Adică, oarecum, toate lucrurile astea tind spre un echilibru. Și, practic, cooperarea asta internațională de la ITER, care se face foarte transparent, sunt cifre, numere, tot, totul este făcut public pe site-ul lor, asta vrea să încurajeze o colaborare pașnică între marile puteri. Vedem că încă mai sunt zone cu tensiune în lume. Prin știință, practic, se poate ajunge la o situație de echilibru, o situație de împăcare, de colaborare. Nu că acum aș fi eu vreun hippie care promovează pacea mondială și prietenia între popoare, dar la asta se ajunge, asta se dorește, asta e dezideratul, pentru că în momentul când ai pace, ai stabilitate. În momentul când ai stabilitate, merg afacerile. În momentul când merg afacerile, intră banii. Iar își ajung la gândirea pragmatică, follow the money, urmează banii. Da. Ușor ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu știu dacă s-a înțeles ceva, sper să se înțeles ceva din această emisiune, dar cel mai important lucru cred că ar fi ca cei care ne conduc să înțeleagă că aceștia sunt tinerii care momentan și din păcate nu au foarte multe șanse în acest județ și poate ar trebui și ei să se uite la acești tineri și să încerce să-i, nu numai să-i promoveze, ci să-i și sprijine. Pentru că un astfel de tânăr poate să aibă porțile mult mai deschise participând la aceste seminarii, având o literatură de specialitate și având acces la mult mai multe informații. Toate aceste informații înseamnă foarte, foarte mulți bani. Mult mai mulți bani decât îi cheltuim noi aiurea prin, bani, chiar și prin școlile. Bani care se întorc la rândul lor, atât către cel care a realizat cercetarea, cât mai ales cei care l-au susținut. Un program, cu o mică paranteză, un program foarte interesant, iar este cel britanic. Și eu, probabil că multă lume mă va înjura în momentul ăsta, mă voi duce să fac studiile în Anglia după ce termin, dacă iau notă suficient de bună la BAC. Dar sistemul britanic este următorul. Statul britanic oferă un împrumut în condiții foarte avantajoase oricărui student, indiferent de proveniență, în special celor din Anglia și din UE. După aceea, când studentul respectiv are o anumită situație financiară care se reglementează prin contract cu statul britanic, studentul va începe să dea înapoi banii respectivi. În felul ăsta, studentul este câștigat pentru că și-a făcut studiile la o universitate bună, Oxford, Sheffield, Cambridge. Statul britanic iese în câștig pentru că își capătă un om care va produce plus valoare, își primește și banii înapoi cu o mică dobândă, ajutabilă în funcție de inflație, și după aceea, iarăși statul britanic încurajează tot soiul de bănci, antreprize private, companii private să investească în oamenii ăștia. Companiile dau bani la tineri, tinerii produc plus valoare și după aia compania știe că omul va fi loială. De exemplu, Boeing are acum o bursă, un sector unde o să mă duc eu, adică inginerie aerospațiale, are o bursă de 5.000 de lire pe care o dă oamenilor care demonstrează că pot produce un proiect viabil. Vă dați seama că în momentul ăla orice student va spune, wow, cât de mult iubesc eu Boeing. Vreau să mă duc să lucrez pentru Boeing, pentru că Boeing m-a susținut, Boeing m-a finanțat ideea. Da, este foarte frumos ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Mi-a făcut o plăcere deosebită discuția cu dumneavoastră. Sperăm ca politicienii nemțeni sau cei care ne conduc să înțeleagă cât de important este să sprijinim acești tineri și cât de important este să avem cât mai mulți astfel de tineri. Pentru că ne place sau nu ne place, nivelul unei nații depinde de generațiile care vin din spate. Vă mulțumesc frumos, o seară frumoasă și încă o dată vă mulțumesc dumneavoastră și în primul rând vă mulțumesc pentru faptul că existați. Și eu vă mulțumesc pentru că m-ați primit, pentru că mi-ați dat ocazia asta și sper să mai pot veni și eu cu alte ocazii la dumneavoastră. Cu plăcere!